prestație foarte bună pentru autoturism ar fi acest model de la Milan, Alan 42 minute. O stație care poate fi folosită atât cu alimentare pe 12V prin intermediul acestui cablu, cât și cu alimentare cu acumulator, cu șase acumulatori. Cu antenă proprie. Momentan funcționează cu antenă exterioară. Dacă se montează antena exterioară, poate duce până la o distanță de 10-15 km ca și acoperire. Ea vine și cu un încărcător, 8 acumulator. Vine și o scopusă pentru această stație. Foarte important e că această antenă care vine în colet se poate schimba, se poate customiza, ca să zic așa, o antenă de la Midland de 53 de cm. Crescându-i astfel puterea de acoperire a stației atunci când se folosește acumulatorul. Vă dați seama, odată cu folosirea acumulatorilor scade și distanța datorită antenei mici, dar și acumulatorii se duc mai repede. Stația vine la fel cu funcție de dual watch, deci pot motoriza două canale în același timp, funcție de scanare, funcție de iluminare a ecranelor. După cum se aude, monitorizez canalul 22, canalul tiriștilor, pentru a vedea ce este în trafic, pentru a auzi ce este în trafic. La fel, prezintă canal de urgență, funcția de last channel recall, deci ultimul canal apelat, se poate aduce din memorie, puterea, high sau low, blocarea tastaturii, lock, și la fel butoanele bine cunoscute de quick down și quick up, butoanele de schimbare a canalelor în mod rapid. Se poate agăța și la centura, după cum vedeți. O stație foarte mică, dacă observați mărimea mâinilor mele, și poate fi folosit atât într-o mașină mare cât și într-o mașină mică. Dacă aveți o mașină mai luxoasă, ca să zic așa, o astfel de stație este binevenită. Din nou trebuie să amintesc această antenă care am prezentat-o mai devreme, Alan 42 Flex, nu vine inclusiv